Muzica poate fi un semnal puternic de memoria emoțională. Află cum funcționează creierul nostru la acest stimul și de ce ne trezește muzica diverse amintiri. Mergi pe o stradă aglomerată în drum spre serviciu. Treci pe lângă un muzician care cântă o melodie pe care nu ai mai auzit o de ani de zile. Acum, brusc, în loc să observi tot ce se întâmplă în jurul tău, retrăiești mental prima dată când ai auzit cântecul. A auzi acea piesă te duce înapoi la locul în care ai fost, la persoana cu care ai fost și la sentimentele asociate cu acea amintire. Această experiență când muzica readuce amintiri despre evenimente, oameni și locuri din trecutul nostru este cunoscută ca o memorie autobiografică evocată de muzică și este o experiență comună. Apare adesea ca o amintire involuntară, adică nu facem niciun efort să încercăm să ne amintim astfel de întâmplări, ci doar ne vin în minte spontan. Cercetările au început recent să descopere de ce muzica poate fi un indiciu atât de bun pentru invocarea amintirilor. În primul rând, muzica tinde să însoțească multe evenimente distincte de viață, cum ar fi balul de absolvire, absolvirea, nunți, înmormântări. Așa că poate juca un rol important în reconectarea noastră cu aceste momente. Muzica ne captează adesea atenția datorită modului în care ne afectează mintea, corpul și emoțiile. Când muzica ne atrage atenția, aceasta crește probabilitatea să fie codificată în memorie, împreună cu detaliile unui eveniment din viață. Și asta înseamnă că poate servi ca un indiciu eficient pentru amintirea acestui eveniment ani mai târziu. În cercetările recente, cercetătorii au descoperit că natura emoțională a unei piese muzicale este un factor important în modul în care aceasta servește ca indiciu de memorie. Aceștia au comparat muzica cu alte indicii de memorie emoțională care au fost evaluate de un grup mare de participanți, ca transmisând aceeași expresie emoțională ca și fragmentele muzicale pe care le-au oferit. Acestea au inclus compararea muzicii cu sunete emoționale, cum ar fi zgomotele naturii și cuvintele emoționale, precum bani și tornadă. În comparație cu aceste indicii potrivite emoțional, muzica nu a stârnit mai multe amintiri decât cuvintele, dar ceea ce au descoperit a fost că muzica a evocat amintiri pozitive mai consistent decât alte sunete și cuvinte emoționale. Acesta a fost mai ales cazul stimulilor emoțional negativi. Mai exact, muzica tristă și furioasă a evocat mai multe amintiri pozitive decât sunete sau cuvinte triste și furioase, relatează playtech.ro.